Statele Unite asigură Ucraina că va primi mai multe arme. Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, l-a asigurat aseară pe omologul său ucrainean că va primi toate armele de care are nevoie pentru a ține piept ofensivei ruse. În discuția telefonică, Statele Unite s-au angajat să asigure Ucrainei mai multe arme grele, precum artilerie, radare împotriva artileriei, sisteme de bruia și rachete ghidate prin radar. Vine cu mai multe informații însă Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării Securității. Bine te-am găsit, Florin. Spune-mi, de ce echipamente are nevoie Ucraina în acest stadiu al războiului pentru a respinge ofensiva rusă? Bună, Ucraina a început deja să primească arme grele și spuneai și tu atât de obuziere cât și alte elemente de artilerie. Însă, în acest moment, dacă Ucraina vrea să preia inițiativa și să demareze acțiuni ofensive mai ample și în ultimă instanță să câștige războiul și să automat să recâștige teritoriile pierdute, are nevoie de mai mult de atât. Are nevoie în primul rând de sisteme de rachete antiaeriene, sisteme de rachete antinavă și aeronave. S-a tot discutat de aeronave MiG-29, în special din Polonia, care este dispusă să le pună la dispoziția Ucrainei, însă nu s-au făcut pași foarte importanți. Bănuiesc că în această direcție se va merge în perioada următoare. Florin, după discursul lui Vladimir Putin de ieri, Rusia pare că merge pe varianta unui conflict de durată, pe varianta unui război de uzură, dacă vrei. Cum va influența asta securitatea în regiune? Așa este, din păcate, toată lumea ieri s-a aștepta ca Putin să spună ceva despre atingerea obiectivului și cumva să se meargă către negocieri de pace sau să anunțe declararea războiului și mobilizarea pentru a cuceri mai repede ce are de cucerit acolo. Din păcate, Putin nu a mers pe niciuna din aceste variante, ceea ce înseamnă că războiul, care oricum în acest moment este destul de poziționat, niciuna din forțe nu poate să avanseze, se va extinde foarte mult, ceea ce va adânci și mai mult criza din regiune. Și nu mă refer neapărat la criza de securitate, care oricum este, dar și la cealaltă criză, în special cea a energiei, care ne lovește în fiecare zi la buzunare când facem plinul sau când plătim factura la gaze sau la curent. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru explicații.